Bună dimineața, declarația mea politică se intitulează Întreprinzătorii români nu vor să fie solidari cu incompetența și cu populismul PSD. Stimați colegi, cu fiecare săptămână scursă din guvernarea PSD, românilor le devine din ce în ce mai limpede că au fost păcăliți. În campania electorală din 2016, Liviu Dragnea și colegii săi le-au promis câte în lună și în stele. Creșteri fabuloase de salarii și pensii, fiscalitate redusă, prețuri stabile și multe altele, la fel de frumos ambalate. După aproape un an și două guverne, românii trăiesc opusul basmelor electorale ale PSD. Salariile și pensiile nu au crescut la nivelul promis, prețurile au luat-o în sus, iar fiscalitatea devine împovărătoare. De fapt, în materie de fiscalitate, incompetența și populismul guvernării PSD se văd cel mai bine. Ultima ispravă în materie este propunerea ministrului Finanțelor Ionuț Mișa de introducerea așa numitei taxe de solidaritate de 2%, plătită de către angajatori pentru fiecare angajat. Incapabil să genereze fonduri la un buget consumat pe promisiuni electorale neîndeplinite, guvernanții au declanșat un veritabil război fiscal împotriva întreprinzătorilor români. Și aceasta în vreme ce îi mint pe oameni seară de seară la televizor că PSD este protectorul capitalului românesc. Stimați colegi, întreprinzătorul român a ajuns un fel de cobai pe care miniștrii de finanțe ai acestei guvernări își experimentează incompetența. Nu trebuie să fii un mare specialist în finanțe pentru a realiza că atât numita split TVA, cât și mai recenta taxă de solidaritate, sunt măsuri de natură să prejudicieze atât afacerea capitalistului român, cât și a bugetului de stat. Veți colecta mai puțin, domnilor pesediști, pentru că unii întreprinzători vor falimenta, iar alții își vor muta afacerile în Bulgaria. De aceea, fiind un om care păstrează o legătură permanentă cu realitățile mediului de afaceri mic și mijlociu din această țară, vă dau o veste proastă. Întreprinzătorii români nu vor să fie solidari cu incompetența și cu populismul dumneavoastră. Și dacă veți continua acest război fiscal, veți avea cât de curând confirmarea acestei vești chiar de la cei pe care îi împovărați cu biruri. Vă mulțumesc, Cătălina Bozianu, deputat PMP de Prahova.